Paradisul există și nu trebuie căutat prea mult. Weekendul acesta, turiștii l-au găsit în nordul litoralului. Aici clienții nu se uită la bani, plătesc oricât pentru a fi tratați regește. Mai căutate stațiuni de la malul mării, cei mai mulți administratori de plaje au înțeles că nisipul și apa nu sunt suficiente pentru a atrage clienții. Așa au apărut pe litoralul românesc plaje exotice ca în Mexic sau în Grecia. Ne aflăm pe una din plajele din Năvodari, un mic colț de rai cu canapele joase, zone de relaxare construite din bambus și lemn și corturi în stil amerindian. Am încercat să creăm ceva diferit. Am apelat și la un designer care ne ajuta să îmbinăm totul și să facem o armonie între toate lucrurile, a declarat Luiza Dumitrache, administrator de plajă. Iar clienții văd diferența. E o plăcere deosebită că am descoperit un astfel de concept de plajă, spune o turistă. Fiecare client are propriul barman. Pentru ca servirea să fie cât mai rapidă, angajații au căști și comunică printr-un sistem audio. Și clientul să fie repede satisfăcut și noi să nu mai facem zeci de drumuri pe plajă, a declarat Sebi, ajutor de ospătar. Cei care vor să evite complet căldura de pe plajă o pot face direct sub umbra salcei, într-un leagăn extrem de relaxant. Iar după o zi întreagă de plajă, turiștii se pot retrage în acea zonă, unde împreună cu un DJ petrec până dimineață. La o plimbare prin Năvodari e tot mai limpede că plajele exclusiviste au câștigat teren în fața celor clasice. Nu mai este suficient să ai umbrele și șezlonguri, acum plajele ies în evidență prin decorul și prin serviciile oferite. De exemplu, pe această plajă plină cu palmieri, atmosfera este una mediteraneană. Bar special pentru narghilea, ban special pentru design exotic, cocktailuri personalizate și mâncăruri cu savoare mediteraneană, a declarat Gabriela Ticu, administrator de plajă. Există un serviciu VIP și un valet care îți parchează mașina în momentul în care ajungi pe plajă. Un șezlong costă de la 50 de lei în sus, în timp ce pentru relaxarea la baldachine se plătește 200 de lei. O sticlă de gin costă 700 de lei, mult mai puțin decât o sticlă de șampanie de 3 litri, servită în lounge care poate ajunge și la 10.000 de euro, relatează Observator News.ro.